Cartea este despre votul uninominal, despre noi românii, despre cum ne comportăm noi românii la vot și despre cum ne comportăm noi politicienii în fața electoratului. E mai degrabă, dacă vrei, un exercițiu de memorie colectivă pentru noi toți cei care vom îmbătrâni și care probabil vom avea nevoie să ne reamintim în 2009, atunci când ne-am ales, pardon, în 2008, atunci când ne-am ales clasa politică pe mult visatul și aclamatul vot uninominal, cum s-a desfășurat această campanie și, de fapt, cine suntem noi cei care vă facem o ofertă și cine sunt cetățenii care primesc această ofertă. Concluzia nu e una foarte veselă, e o concluzie tristă. Imaginea acelei lumi unde am candidat eu iarăși nu e foarte îmbucurătoare. Sunt absolut convinsă că dacă veți discuta cu alți colegi de-ai mei din alte zone, s-ar putea ca evenimentele lor sau experiențele lor să fie și mai triste. Iar eu, la final, am descoperit o țară abrutizată de sărăcie, bărbați, femei, copii, care pur și simplu trăiesc, ca să zic așa, pentru azi, care nu mai știu ce înseamnă mâine, care nu mai au speranțe și sigur că da, o să mi se spună, ăsta este rolul politicienilor, dar eu, cu tot cinismul pe care îl cuprind această concluzie, politicienii nu se vor schimba dacă electoratul nu se va schimba. Aici este o interdependență între cetățean și politician și e până la urmă ca la piață. Dacă locuitorii unui oraș consumă roșii, vor găsi la piață roșii. Ofertă și cerere. Asta este cererea, asta e oferta pe care o primesc. Mi-e foarte greu să spun că sunt un alt fel de politician. Poate că încerc să fiu alt fel de politician. Încerc că nu... Toți spunem politicienii mint. Bun, încerc să nu mint, dar atunci când spun adevărul, se pare că iarăși nu e apreciat. Ori nu suntem pregătiți să ne aflăm adevărurile, să ne privim așa cum suntem și în momentul în care accepti că ești ceea ce ești, probabil că poți să și modifici. Știți, e ca la boală. Până când nu accepti că ai acea boală, nici medicul nu poate să îți facă tratamentul corect. Asta a fost o combinație și pentru mine o mare provocare și o experiență foarte severă. Să fii consilier și politician, aveam și uneori tendința să cred că știu mai bine ce trebuie să fac, dar recunosc că pe de altă parte mi-aminteam eu singură că le spuneam politicienilor că niciodată n-ai un ochi suficient de critic față de tine și că de aceea, chiar dacă tu crezi că le știi pe toate, e bine să lași pe alții de din afară să-ți spună ce e de făcut, așa că l-am combinat. Nu e ușor, e o, cum să spun, un conflict interior, dar până la urmă a trebuit să cedez și eu în fața echipei de consultanță. În cazul acestui jurnal, trebuie să mărturisesc că atunci când am început exercițiul scrierii, ca să spun așa, n-am plecat de la premiza că va deveni o carte. A fost o formă de eliberare a stărilor. Veneam atât de încărcată de acolo și eram atât de, hai să spun, surprinsă de imaginile pe care le vedeam, de tristețea din jur, de, cum vă spuneam, o abrutizare pe care sigur toți o bănuim sau toată lumea spune, dar ce, acum ai descoperit România? Ei bine, această propoziție cred că m-a șocat foarte tare. De fiecare dată când povesteam sau încercam să atrag oameni în proiecte și le spuneam ce văd, îmi spuneau, a, păi tu nu știai? Iar eu îmi spuneam, cum? Păi atât de mulți știați ce se întâmplă și chiar nimeni n-a făcut nimic. Eu cel puțin pot să spun, da, acum am văzut România aceea profundă, tristă, necăjită, care, repet, trăiește doar pentru azi. E un fel de carpe diem extrem de pesimist. Cred că asta este și, să spunem, exercițiul acestei cărți, de fapt, e rezultatul unui mod de a fi. Pentru mine cel mai ușor mod de a-mi depăși stările și de a mă elibera de lucrurile care mă apasă e să scriu, să le așez pe hârtie. Și o fac de foarte mult timp. Sigur că da, sunt în
casa părinților mei și știu că de multe ori se distrează, mai ales fratele cu sora, care mai găsesc documentele copilăriei noastre și citesc cu mare amuzament despre noi trei, despre ce consemnam eu în copilărie, despre cum ne jucam noi. Din păcate sau din fericire, nu. Și de cele mai multe ori, sau întrebările la care n-am adeseori răspuns, sunt întrebările pe care le pune fiul meu, care sigur acum descoperă lumea, și încerc atunci când vorbesc cu el să nu-i denaturez și să nu-i, cum să spun, să nu-i manipulez inocența. Este orașul formării mele, adolescenței mele. Tot ce înseamnă perioada de formare se datorează acestui oraș. Datorită bibliotecii de aici am învățat să citesc. Chiar mărturiseam că era o doamnă bibliotecară extrem de severă și dacă nu aduceai cartea la termenul pe care trebuia să-l aduci, nu știu acum care mai sunt regulile, îți suspenda legitimația. Și din cauza asta ne înscriam cu toții, cei care eram înscriși la bibliotecă, ne înscriam cu toții în termenul dat și toată copilăria mea înseamnă lectură foarte multă, înseamnă cenaclu Romulus Guga, o perioadă de timp a însemnat și cenaclu Flacăra, care avea aici un cuib de fani, și înseamnă foarte mult liceul Papiu, care pe vremea aceea mi se părea atât de sever și de nesuferit, dar îi datoresc foarte mult acelui liceu.